Salutare prieteni, eu sunt AG Football, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Super Depor și începem acest episod cu o veste foarte, foarte bună. Uitați voi aici, Nicușor Stanciu acceptă să vină la noi pentru 8 milioane de euro și un salariu de 25 de mii de euro pe săptămână, adică 100 de mii pe lună, adică 1.200.000 pe an. Și da, l-am cumpărat pe Stanciu pentru că Fire și cu Ciolac sunt accidentați și nu mai avem jucători pe postul de mijlocaș ofensiv. Așa că el probabil va intra direct titular. Și iată, Hendrix acceptă și el contractul și vine la noi, probabil ultimul transfer din acest sezon. Sau dacă voi mai aveți și alte idei de transferuri, să-mi spuneți, însă eu cam atât aș cumpăra deocamdată. Așa. Deci se pare că Villarreal, what? Deci Villarreal îl ia de la Oslo cu 6 milioane pe Juanfran, dar și le-am oferit tot 6 milioane și nu a fost de acord. Mă rog, jocul ăsta e ciudat, adică n-au vrut să-l dea la noi și au vrut să-l dea la Villarreal pe exact aceea sumă. Iată-l pe Henrix, are 74 overe, statusuri mental, fizice, ok, adică are destul de echilibrate statusurile. Văd că stă bine la crossing, la dribbling, la ball control, la curve. Iar are și shot power, cât l-are, chiar sunt curios. Shot power 64, freaking extraordinar. Cream că e un jucător bazat pe lovituri libere, însă oricum e ceva mai bun față de Lauri, așa că va intra în primul 11. Și cam acesta cred că este echipa cu care vom ataca începutul de sezon. Și să vedem ce putem obține de acolo. Deocamdată avem meci cu Betis. Noi jucăm în alb, cred, joacă ei în verde închis, ca să ne diferențiem așa cum trebuie. Echipa noastră cu Niang Moreno. Niang revine din accidentare, foarte important. Andone, Stanciu, Mosquera, ok. Echipa e bună, să înceapă. Deportivo Betis. Ia stați puțin să mă uit la banca de rezerve. Ok, și banca de rezerve. Hai să dăm drumul. Pe propria noastră arenă, în fața lui Real Betis Sevilla, începem cursa de apărare a titlului de campion al Spaniei. Suntem campioni Spaniei, știți și voi, am câștigat acest titlu. Vedem două dintre cele mai mari achiziții ale noastre, Stanciu și celălalt jucător, parcă Hendrix îl chema sau ceva de genul. Au venit la noi doi jucători foarte important, Hendrix, da? Am zis bine, cu Realu. Atât pe Andone. Românul Florin Andone. Românul Andone! Prima șansă a meciului. Scoate însă portarul lui Betis. Hai că începem bine cu Florin Andone în prim plan. Șutează însă. Era foarte greu să-mi scrie de acolo. A șutat peste. Credeam că a scos-o Adan. Credeam că a apărat Adan mingea, a șutat Andone peste și asta e, rămâne 0-0. Stanciu. Nicolae Stanciu. Trece Stanciu. Stanciu! Blocat. Bine, bă, Stanciule. Digard. Deci centrala lui Digard. Aoleu, greșesc din nou cu Stanciu și e 1-0. Betis Sevilla deschide scorul prin Petros în minutul 57. Greșește Nicușor Stanciu și suntem taxați. Iată, Stanciu nu știu ce a făcut acolo și Petros prinde o execuție perfectă. Direct în vinclu, 1-0 pentru Betis. Bă, nu e bine. Borges. 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 O pasă pentru Niang. Niang. Niang! Gol! 1-1! Ce contraatac! Ce contraatac face Deportivo! Campioana Spaniei egalează după această pasă superbă a lui Borges. Niang găsit în poziție 1-1 cu Adan. Și trimite perfect, trimite perfect în poartă Niang, deci asta e un gol imparabil, n-ai cum să aperi o asemenea minge. Adam privește neputincios cum balonul se scurge în plasă. 1-1, bine mă Niang. Aia e interceptată bine de Sinei. Nu, greșește Sinei, scoate la fond. Ce greșeală face Sinei, însă la fond ne scoate. Da, ne apropiem și se termină chiar meciul 1-1 cu Betis Sevilla. Începem sezonul cu un egal cu cei de la Betis după un meci slab făcut de echipa mea. Iată, Realul pierde cu 2-0 cu Bilbao. Da, așa sunt începuturile de sezon mai greoaie. Noi chiar am început slab acest sezon și sincer nu puteam cere mai mult de la echipă în condițiile în care aproape tot meciul nu am reușit să facem nimica. Vom mai antena aici niște jucători. Andone poate crește în OVR, dar dacă crește statusurile alea două, ia să vedem dacă. Nu, nu crește nimeni, însă lui Gauthier cresc slide tackle-ul, agility-ul, stamina și ball control-ul. Are deja 89 stamina. Avansăm până la meciul cu Real Madrid, după care, după ce vom termina perioada de transferuri, ne vom îndrepta
Ne vom îndrepta spre România-Franța. Ce meci se anunță? România-Franța. Însă până atunci avem meci cu Real Madrid. Da? S-au reprogramat niște partide și la față. Avem Real Madrid, Deportivo La Coruña, un nou derby pe Santiago Bernabéu de această dată. Noi jucăm în albastru, ei joacă în alb. Asta e echipa noastră, cred. Da, asta e echipa noastră, să înceapă Real Deportivo. Santiago Bernabéu, Real Madrid, Deportivo La Coruña. Este a treia oară în patru meciuri când jucăm cu Real în acest sezon, așa că deja nu cred că mai este o surpriză pentru voi că jucăm cu Real Madrid. Jucăm din nou cu formația de pe Santiago Bernabéu. Jucăm de această dată pe zi, după cum puteți vedea și voi, și se anunță un meci cel puțin foarte interesant. Florin Andone, trebuie să-i pasez cuiva, o fac. Mosquera, Mosquera, o pasă Niang. Mamă, ce bine bloca Niang. Andone, ce pasă pentru Bayern Niang. Niang, Niang. Ha, mă, ce șansă. Pepe intervine. Priză întreagă. O pasă pentru Niang. Niang, o pasă în careu. Sidney Navas, încă o intervenție a lui Navas. Niang. Niang. Iată acum o pasă pentru Florin Andone. A scăpat Andone, gol! Goalgetterul La Liga din sezonul trecut, Florin Andone, lovește și de această dată. De data asta însă pe Santiago Bernabéu, 1-0 pentru Super Deport. Pasă perfectă pentru Andone. Finalizare printre picioarele lui Keylor Navas, direct în plasa apărată de portarul costarican. 1-0 pentru Super Deport. Ce pasă primește Andone. Și ce gol frumos. Bine, băi Andone. Minutul 72, iată, sparge în gheață până la urmă. Oricum, meritam acest gol. Nu știu, spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți. Eu zic că meritam acest gol. Ok, hai că am jucat bine faza asta. Dă-l pe Borges. Scoate Navas. Scoate Keylor Navas șutul lui Borges, care scăpase singur cu el, însă asta contează mai puțin. Ce contează este că suntem în fața Realului cu un gol. Și au trecut cele 3 minute de prelungire, final de meci, batem pe Real Madrid. Iată, învingem din nou pe Santiago Bernabéu, o victorie meritată, o victorie adusă de golul lui Florin Andone, fraților. Și acum că probabil voi avansa mai departe, voi trece de deadline day și voi reveni în momentul în care vom ajunge la România-Franța. Da, băieți, deși am zis că revin la partida cu Franța, am zis să revin puțin mai devreme în episod, pentru că vreau să vedeți câteva lucruri foarte interesante. În primul rând, Luis Suarez devine, cred, oficial cel mai scump jucător din lume, ducându-se de la Barça la United pentru 107 milioane de euro. Și în al doilea rând, vă rog frumos să priviți în colțul din dreapta jos al imaginii, Cristiano Ronaldo părăsește pe Real Madrid. Cristiano Ronaldo pleacă la Bayern München. Iată, portughezul o părăsește pe Real și asta înseamnă că am scăpat din un adversar important din campionat. Suntem pe data de 1 septembrie, jucăm pe Național Arena în fața Naționalii Cocoșului Galic. Este vorba evident de Naționala Franței și da, urmează un meci epocal pentru băieții noștri. Îmi voi face chiar acum echipa cu care voi ataca meciul. Stancu și Andone probabil în atac, Stanciu va fi ca și Camă. Să vedem, cred că așa va arăta echipa cum eu, de fapt nu cred, stai. Nu, Săpunaru va juca pe right back. Big Falvi, Hoban sunt bine aici. Kirikesh, nu, chiar n-am încredere în Kirikesh, mi-e frică să nu gafez iarăși, așa că nu voi juca pe Kirikesh. Va veni aici Neagu ca și cât de mult bun. Alibek pe bancă, voi pune și pe Adi Pop aici. Și pe Torginio în locul Kipciu, cred. Da, cam așa arată echipa probabil pentru partida cu cei de la Naționala Franței și să înceapă meciul, să înceapă partida de pe Arena Cocoșului Galic. Vom juca pe Arena Cocoșului Galic, pe Naționala Arena. Jucăm noi în galben, vom juca în albastru, să înceapă nebunia. Deja calificată probabil la Mondialul din 2018, Naționala Franței vine pe Naționala Arena pentru a juca împotriva României. România, în schimb, este pe locul 3, însă cu două victorii sau măcar 4 puncte în ultimele două etape se poate liniștită califica
la campionatul mondial de la această oră pe arena noastră superbă. România primește vizita celor din naționala Franței. Să vedem dacă Griezmann, Pogba și compania o să poată să ne învingă sau dacă băieții noștri vor face un meci mare, așa cum l-au făcut până la urmă pe cel de la Euro în precontract. Iată acum o pasă bună și un prim șut. Un prim șut al acestei partide este al lui Morgan Schneider, din jucător în Premier League, jucător la Manchester United. Greșim din nou însă. Martial, Schneiderlin, o pasă pentru ăsta, pentru Antoine Griezmann, care îl vede pe 20-ul lor. O centrare! 1-0 Franța. Karim Benzema deschide scorul în minutul 10. 1-0 pentru naționala Franței. Ce fază frumoasă fac francezii. Și Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid, deschide scorul pe arena națională. Tocmai o pasă pentru Sorina. Nu este Bogdan Stancu. Bogdan Stancu, gol! Gol România! Gol Bogdan Stancu! 1-1! Tricolore egalează în minutul 22 și Național Arena explodează dintr-o dată. Pasă bună pentru Bogdan Stancu și o finalizare de excepție a jucătorului care evoluează în Turcia. Priviți, trimite direct în vin cu Hugo Lloris, deși este unul dintre cei mai buni portari ai lumii. Longează doar pentru camere și se face 1-1 și da! Băieții noștri au intrat determinați pe teren, vor să se califice la mondial. Și iată acum pe Stanciu. Stanciu l-a văzut, l-a văzut pe Bogdan Stancu. O pasă pentru Big Falvi, a plecat Eric Big Falvi, îi pasează lui Stanciu, gol! Bogdan Stancu! România întoarce meciul în fața Franței prin tuba lui Bogdan Stancu și e 2-1. E 2-1 pentru România în fața naționalei Franței. Bogdan Stancu face un meci minunat și un contraatac perfect al băieților noștri. Încheiat cu gol de Bogdan Stancu. 2-1 pentru România în fața Franței. O pasă. Atât pe Radu. Ștefan Radu trece, Ștefan Radu scoate portarul. Vreo vedetă, să zic așa. Poate doar Sorin Andone, care este totuși golgheterul campionatului Spaniei, care însă n-a marcat astăzi. Blaise Matuidi, 2-2. 2-2 Franța înscrie prin Blaise Matuidi la o fază. Săpunarul greșește, e inexplicabil aici. Săpunarul nu reușește să respingă acest balon și Blaise Matuidi egalează, Franța egalează. Schneider, o pasă pentru Antoine Griezmann, din nou defensiva noastră nu face mare lucru. Hoi, aproape de autogol suntem de această dată, însă Pantilimon scoate. L-a văzut pe Adi Popa, are viteză motoreta Adi Popa, pă, ce șut. Ce șut slab trimite Adi Popa. Iată acum o pasă pentru Gabriel Torje. A plecat Torje. Body feint-ul lui Torje. Pasă pentru Hoban. Hoban! Scoate Lloris șutul lui Ovidiu Hoban. Încă o șansă bună ratată de tricolorii noștri. Acum este rândul lor să atace. Alexandre Lacazette. Lacazette. Koscielny! Nu cred! Nu cred așa ceva, încă o dată defensiva noastră gafează. Încă o dată gafăm în defensivă și este 3-2. Dragoș Grigore ne îngroapă pur și simplu. Dragoș Grigore ne trimite acasă. Koscielny fac... Bă, deci nu-mi vine să cred, fraților. Da, fraților, final de meci. Franța ne învinge cu 3-2. După o partidă în care greșeli inexplicabile ale fundașilor noștri pur și simplu ne-au îngropat și România probabil... Nu, România încă mai are șanse pentru că Turcia face egal cu Finlanda. Partida decisivă va fi în meciul următor. Partida cu Norvegia va decide dacă mergem sau nu la mondiale, băieți. Puteam scoate măcar un egal cu Franța. Asta, cu regretul ăsta rămân. Puteam scoate măcar un egal cu francezii. Dacă nu greșeam
la niște faze puteam scoate lejer un egal cu francezii. Asta e acum. Nu avem ce să facem. Trebuie să mergem, să batem Norvegia și să sperăm că se vor încurca și adversarii noștri. Iată la Font a fost luat la națională, evident. Hai că-l bag și pe Conti asta, poate crește. Avansăm aici. Probabil Conti își va schimba positioning-ul într-unul mai bun. Deocamdată nu, pentru că ia doar F. Gautier se apropie și el de 78 OVR, fraților. Și dacă vă scrie că aici voi pune și o punctă acestui episod, data viitoare vom juca partida decisivă, partida decisivă pentru calificare în fața norvegenilor. Ia să vedem, Franța, nu, Turcia are meci cu Suedia, Suedia este ultima din grupă, este penultima din grupă și mi-este greu să cred că turcii se vor încurca cu suedezii. Să asta contează mai puțin, noi trebuie să batem, trebuie să batem pentru a mai avea șanse la calificare. Eu voi pune punct aici acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Stage Football. Toate bune, la revedere!